către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbuni aprinși trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu, cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când grăiam lor, se luptau cu mine în zădar.